Locatarii etajelor superioare ale blocurilor dintr-un cartier al orașului Ungheni stau seara fără apă. Chiar dacă întreprinderea Apă Canal din Ungheni a pus în funcțiune o pompă performantă în valoare de peste jumătate de milion de lei, problema asigurării cu apă a locatarilor de la etajele superioare ale blocurilor din cartierul Dănuțeni din oraș a rămas nesoluționată și apa nu se ridică la etajele de sus, în special seara. În zilele când e secetă și se udă în teritoriul de pe pământ, noi totdeauna avem probleme cu apa. Dacă până la etajul 3 se ridică apa și putem spăla blidele și pune încă câteodată mașina de spălat, dar câteodată, deoarece nu toată vremea îi ajunge apă, suntem nevoiți să mai turnăm adăugător, deoarece nu merge. Însă etajul 5, etajul 4, picuri de-abia, etajul 5 nu are apă când e arșiți afară. S-a spus că s-a pus pompa ca să fie mai multă apă, dar apă mai multă nu-i. Noi nu simțăm că a pus pompa, cum a fost așa și este. Nu simțăm. Nu avem apă, nu avem. La etajul de sus nu se ridică, și adică nu numai la mine, dar toată casa nu se ridică la etajul de sus. Nu avem, cred că, nici o ieșire din situație, că nu vedem nimic. Nu s-a rezolvat, nu s-a rezolvat. Și cum vă descurcați? Aducem apă la fântână. Da, mașina cum spălați? Nu spălăm. Dacă nu avem apă, nu spălăm. Reprezentanții întreprinderii Apă Canal se apără și spun că apa nu ajunge la etajele superioare din motiv că țevile sunt vechi și ruginite. Sunt probleme particulare. De exemplu, dacă în casă colana verticală care merge la etajul întâi până în sus e bătută, nici asta nu scapă. Asta de-a mă ține de consumatori care sunt obligați. Noi le ajutăm să schimbăm aceste coloane verticale ca să aibă apă întotdeauna și normal. Furnizorul de apă potabilă spune că a fost nevoit să facă un împrumut de la Banca Mondială pentru a remedia situația. Am luat credit de la Banca Mondială și am introdus aici construcția unui apiduct nou pe care am separat căsile cu 5 etaje de la consumatorii particulari care ne făceau probleme în timp de vară când începeau odată și aici trebuie să considerăm că Dănuțeniu se află pozițional mai sus decât Ungheniu. S-a primit o rețea închisă unde casele cu 5 etaje au presiune proiectată, adică în subsolul caselor este presiune de 3 atmosferi, ceea ce satisface cerințele consumatorilor la ziua de astăzi. Achiziționarea și instalarea noii stații de pompare a apei și a apeductului a costat întreprinderea Apă Canal din Ungheni peste 680.000 de lei, bani proveniți dintr-un credit luat de la Banca Mondială. Începând cu 1 mai, anul curent, unghenenii achită pentru un metru cub de apă 5 lei, la care se mai adaugă 4 lei și 88 de bani pentru canalizare.